dată am scos carnea aia de la dezghețat, dar mai trebuie să mai mergi tu să mai iei ceva. Eu să mă duc eu să sun pe Vlad să văd dacă îmi deschide, că dacă mai fi deschis. Dacă mai fi deschis astăzi. E Crăciunul, nu găsim nimic. Uite, a venit și Cristina. Hai să o primim. M-a sunat și Marian, trebuie să ajungă. Foarte bine. Suntem acasă într-o oază de liniște, aici la Curtea de Argeș, unde noi avem și pensiunea, unde ne-am gândit că după drumuri lungi, unde am fost în Italia și am cântat la Români Dragi, am zis să facem o petrecere în familie. Și în familie ce înseamnă? Nu numai părinți și copiii noștri, de asemenea și colegi dragi. Și lucrul ăsta, să știi că nu l-am făcut niciodată. Hai că am și eu ceva pe gât. Chiar am vorbit, tu trebuie să vină și restul. Da. Am vorbit și cu Marian. Vino cu iubire. Asta-i pentru voi. Da, mulțumim. Niște bine. Așa, ca să îl bem împreună. Să petrecem. Da, și petrecere mare. Da, dar să știi că trebuie dar să pregătim mai multe chestii. Păi trebuie să ajungă, trebuie să ajungă. Hai să vă ajung și eu. Măi, stați că vin și eu, așteptați-mă și pe mine. Și m-am văzut în scurt. Ce faceți? Bine v-am găsit. Cred că sunt gazdele perfecte pentru o petrecere reușită. Să știi că este primul an în care mi-am invitat colegii de suflet și cumva dacă mai tot timpul anului suntem pe drumuri, fiind o zi specială, am zis să ne relaxăm acasă. Acum eu nu știu că nu prea avem pregătire nimic, am zis să facem așa niște sarmale, ne descurcăm noi pe Robert, l-am trimis puțin la cumpărături, habar n-am, nu știu ce o să găsească deschis, dar zic așa să ne apucăm de treabă. Pentru bine, că până de seară da, am pregătit tot, uite, vezi, am avut timp, am trezit de dimineață. Sunt bucuroasă că fac parte din cercul tău de prieteni apropiați, dar nu știu cât de mult o să pot eu să te ajut. Mai să știi că eu nu vreau să mă laud, dar am făcut de multe ori sarmale, gătit foarte mult, dar totodată vreau să spun că de fiecare dată încerc să le fac cât mai mici, pentru că așa se face în gorj. Adică se spune că în momentul în care învelești sarmaua și este cât mai multă varză, serios? Atunci prinde gust mult mai bun și trebuie tasate. Uite, vezi, la mine în Moldova... Cât mai mici, uite așa, așa, cât am luat. La mine sunt și de viță, de vie, nu știu, n-am văzut de frunze la mine. Și tot așa micuțe. Păi când fosta mea soacră, știu că ea e din Târgu Jiu și făcea niște sarmale mari. Da? Da, dar știi cât de bune! Da, serios, da. În culmea că în gorj eu azi... Da. Îți dai seama că am copilărit acolo, am crescut acolo și cumva știu... Te obicei fiecare. Da. Ne apucăm de treabă? Hai să tocăm ceva. Sper să pot să te ajut. Nu sunt așa o pricepută. Păi să știi că se învață. Se învață. Asta și scurta îți vine mâncând. Da. Și unde mergem acum? Că găsim noi deschis pe undeva a doua zi de Crăciun? Nu cred, dar... E a doua zi de Crăciun. Am o variantă. Am un prieten, îl sunăm și vedem dacă ne ajută. Sunăm un prieten? Numai să-l găsim acasă. Sau facem 50-50. Sunăm un prieten. A, doar așa se găsești, cu intervenție. Cu intervenție, că altfel... Cu intervenție, că e a doua zi, nu găsești nimica. Cine ne dă? Toată lumea dorme, toată lumea e cheamună. Exact. Inclusiv noi. Eu acum sper să vină și ceilalți prieteni, pentru că am invitat mulți prieteni, da, și pe Marcela Fota și pe Claudia Ghițulescu și să știi că noi suntem și verișoare, da? Adică suntem și rudă. Mamă, dacă... Dar voi toți noi avem neamul mare, ți-am spus că avem neamul mare. Da. Și așa cu Mariana, la da, cu Marcela, da, într-adevăr. L-am chemat și pe Marian Medregoniu, care mi este prieten, am făcut și foarte multe colaborări cu el. Băi, dar nu cred că găsim, mă, frate, că toată lumea cred că doar... Prietenul ăsta meu are carmangerie, dacă ne ajută. Aaa, trezești din somn? Numai să-l trezim, să-l găsim acasă. Uite, ai zis că nu te pricepi. Ei, te pricepi. Uite, mă, vezi? Pricep și eu, dar nu chiar așa ca tine. Ia să vedem dacă ne găsim. Băi, dacă nu avem și vinul la bună tău, că șurica aia. Dă foame bună și băutura. Nu știi că vinul e aliment? Da, vezi că paia de varză este foarte mare a ta. A mea, la mine se uite, par fii mai atentă. Mari. Fii atentă. Mamă, uite, așa ceva de genul. Uite, așa. Ce se făcea la mine? Da, să știi că la început le făceam și eu așa. Dar numai că... e mare, Maria. Uite ce micuță e. E micuță? Da. Păi ia, fii atentă. Așa cât de... a luat o dată în gură. Mamă, așa de mici? Da. Bine, da, da, ok, am înțeles. Alo. Alo, salut, Vlad. Crăciun fericit. Mă gândeam că nu-mi răspunzi. Avem și noi o problemă mare. Uite, noi am fost plecați. Da. Ne-am întors în țară și nu avem nimic pregătit. Am și niște musafiri și nu avem nimic.
acasă de mâncare. Ne-ai ajut și pe noi să ne deschizi și nouă la carmangerie la tine? Să ne dai ceva? Da. Cum să nu? Da? Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu ea? Să nu te lase la... Greu. Zi, greu. Bine. Sunt cu prietenul meu, cu Marian Cozma. Uite. Te salut, te salut și ce să zic, îți foarte mulțumim. Mulțumim, Vlad. Te așteptăm acolo. În cât timp ajungi tu? 20 de minute, o jumătate de oră, e ok? Perfect. Mulțumim bine, mult și scuză-ne că te-am deranjat dacă azi. Dacă nu ajung, eu sunt fata să vină. Perfect. Știi că și pe mine îmi cheamă Maria? Da? Maria Cristina, da. Ia. M-au dorit mult de tot ai mei părinți și m-au pus așa un nume frumos. Vrei să spun cine mi-a pus mie numele? Mm. Tatăl meu, în moment, bine, și-a și dorit foarte mult fată, mm-hmm. dar tatăl meu a vrut neapărat și neapărat să mă cheme Maria și doar Maria, mm-hmm. după Maria Ciobanu. Mamă, ce e aici, Robert! Vai, hai să vedem. Dimineața! Dimineața! Să rămână la doamne și domnișoare. Ce Maria? Băi, dar ce ți-am zis? Uite, pastama cum arată. Pastama piept, verbecuși aia, și totuși ce dulce e aia. Aia e cu totul. Aia cu cea mai bună, da. Vai, vai, vai. Eu de obicei, uite, din asta eu. Ei cu pulpă? Pulpă, da. Am ajuns printre primii. Ghinionul meu, pentru că Maria m-a pus la muncă și am făcut sarmale. Da, nu așa, sarmale, frate, sarmale. Ah, ia uite, au venit și băieții. Opa. Iubitul ce-ați, meu. Ce-ați găsit? Salutare, salutare. Salut. Ce-ați găsit? Am ajuns să gătim. Să gătim. Bine. Am ajuns unde am lăsat mașini. Gata, gata, gata. Ridică trollerul. Aici e? Am ajuns! În sfârșit! Mariuțele mele! Am ajuns! Tu știi pe unde am lăsat mașina? Da! Ce bucurie! Uite! A ajuns! Ce vrei, de la Târgu Jiu se vine mai greu? Da, uite, a venit și cu Roberta, super! Colegii mei de la ansamblu. Colegii mei! Te mai aștept mult? Să înălțăm, dom, dom, să înălțăm! Am venit cu iepura, nu cu iepurașul de pe aici. Băi, dragilor! Vai, ce fai aici la voi, dar ce fai aici la voi. Păi pe la voi, nu? Te mai aștept mult? Deci, sper că ai pregătit vinul, șprițul, nu? Ăla în primul rând. Bine, Italia. Bine, ați venit. Haideți. Da, ați venit. Mai de drum, lungi drumul la... Gorjului, dar mai lungi adorul lui. Că la Gorj te duci și vii. Poftiți la noi. Haideți să gătim. Să mâncăm. Am să gătim, mai că am pus gata mâncarea. Tu hai cu mamă, tu hai cu mamă, tu hai cu mamă, iar după care ne apucăm de pregătire, ce credeți? Hai! Momentul în care am fost la mănăstire a lăsat așa o urmă plăcută în sufletul meu, pentru că am putut să mă rog la Dumnezeu pentru toți cei dragi mie, pentru toți apropiații mei. M-am bucurat astăzi că am avut și eu parte de acest moment, de acest ritual pe care îl face orice român credincios, mai ales la marile sărbători. Aia să dăm de mărăcine. Ia uși, dă mamă cu biciu în mine. Păi dă mamă cu biciu în mine. Adică în de Crăciun să fii așa, dă mamă cu biciu în mine, de adevărat aia, înțelegeți? Marci, tu te pricepi, da. Hai cu aranjatul. Cristina! Tu ești femeie căsătorită, trebuia puțin mai
Cum? Fenchii. Mai cum? Mai fenchii? Bine, hai că punem așa, mai fenchii. Uitați-vă. Pe mai mici, te rog. Mai dragile mele, dar Claudia unde este? Claudia trage chiulul. N-a venit. Claudia este... Trage chiulul. Trage chiulul. Las pe asta la gătit. Și de seara să văd în ce mă îmbrac. Da. Îmi place să fiu cu voi, îmi doream să fiu în atmosfera aceasta, pentru că acasă pui masa și ești cu familia, stai la masă, aici este mai mult zumzet, îmi place mai mult cu doamnele, cu doamnele. Eu vreau să vă rog ceva, da? Dragii noștri, vreau să vă rog ceva. După vă rog să dați o notă platourilor. Da? Vă rog. Vă roagă dânsa. Al tău e de 10. Să mă așa pe fructele astea. Cred că deja vorbesc de mine în bucătărie. Sunt prea multe bucătării, eu ce să mai dau pe acolo? Vorbesc singură pe aici, în cameră. Dar chiar așa, Claudia nu mai vine? Sincer, acum. Da, eu sunt partenerea ta, dar uitați, de-aia îmi strici meza în plasul. Așa, ok? Sincer, ce? O, brat frumos, o, brat frumos. Băi, care fi pe aici, băi, frate, băi? Care sunteți, băi? Băi, trebuie să facem mâncare, băi, trebuie să pregătim suretul. Care sunteți pe aici, mă, frate? Vine Claudia acum cu rujul roșu pe buze, femeia ganțată, gata, pusă la masă. Da. Vă spune de ea. Hello, frățiorii, fetilii. Claudia, ce faci, băi? Băi, trebuie să facem mâncare, trebuie să facem suretul. Te-ai bătut la toate ușile, mă. Băi, ce faci? Că eu vreau să mă îmbrac, nu știu ce să mă îmbrac. Uite câte astea am aici, mă pregăteam. Hai să te ajut. Hai să te ajut. Fii atent, vino, faci. Uite, poți să mă îmbrac în asta. Mamă, ce rog, ai. Băi, trebuie să ne grăbim un pic. Uitați-vă, vă rog să filmați încă o dată platoul meu. Vă rog, și pe al Vă rog să filmați munca. Acesta este un platou de fason. Acesta este un platou de... De la țară. Împometați. De la țară. De femei căsătorite. Păi da, mă, dar trebuie să ajutăm cu toți acolo. Trebuie să facem mâncare și să facem suretul. Zi, măi, ce mă, frate, de-aia ai venit aici? Spune, dacă tot m-ai deranjat. Băi, nu sunt... nu știu dacă sunt în măsură să-ți dau părere, dar... Hai să te ajut un picuț. Eu zic că nu-i vreau un asta. Îți place aia? Da, și după aia mi-e pun așa, pe asta, uite așa. Mă, nu este rea, să știi. Da. Îmi place că e cu auriu așa, îmi plac foarte mult cu broderiile astea. Da, zici că pe asta mă îmbrac, da? Hai, îmbrac-o pe asta, hai, pleacă, 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 pleacă din camera mea. Gata. Păi să te ajut dacă tot... Nu m-ai ajutat, gata că te omor. Hai, mă, să te ajut. Ești mă, lasă-mă că știi ele, vastă mea. Tocmai, dar mă îmbrac acum aici, vă rog. Știe că am fanele mele, e sătule, e imune. Am avut o mare problemă la Crăciunul ăsta, să-mi aleg ținuta. Și a mai intrat și peste mine Marian. Da, fratele meu, fratele meu, dar eu nu ajut pe nimeni la masă de Crăciun, decât dacă vin la mine acasă. Nu mă bag în bucătăria nimănui. Hai să te ajut. Ieși afară, Mariane! Hai, mă, să te ajut să te îmbraci. Măi, doar te ajut să te îmbraci. Nu mai că mă aștept să vă îmbraci. Nu se întâmplă nimic. A avut cine să vă îmbraci. Hai să te ajut, mă, să te îmbraci pe bune, nu? Ca să ieși mai repede. A avut cine să vă îmbraci. Haide, mă, să te... Ieși, mă, afară, ieși. Haide, mă, să te ajut să te îmbraci. Nu mă îmbraci. Hai, dă-ți o dată asta jos. Nu, hai, ieși. Păi ne grăbim. Ieși afară, ieși. Ne grăbim, hai, trebuie să facem suretul mâncare. Ieși, mă, băiatule, afară, ieși afară, tu de aici. Haide, mă, să te ajut. Doamne, cine e bună, auzi la mine? Femeie, e plină lumea de nebune. Întâmplător am dat peste ea, când căutam colegii, că trebuia să ne vedem în foișor, să gătim, să facem toate cele, să facem sunetul. Și am dat peste ea. Nu trebuie să-și facă probleme soția mea, știe ce fel de bărbat sunt. Și soț iubitor și tot ce trebuie. Ea s-a dat mare cu platoul ei, dar eu am fost cea care a muncit. Da. Zici și de mine, zice-vă. Zice ea a tăiat fiecare părticică. Mai zi, să-mi... Ea a tăiat, nu săraca, minunata. Minunata. Deci, Robert, îmi place maxim, m-ați chemat la voi de Crăciun și mă pui la sparele mele, că e bune. Lasă că e bine. Păi am venit și eu îmbrăcat, uite, și tu m-am dat cu... 20 de minute mai durează, spargem câteva lemne, facem grătarul și ne apucăm de petrecere. Păi trebuie să facă Maria, dacă nu face... Păi lasă, după aia ne ceartă că fac numai ele. Sportul, nu știi cum e însura, dar... Poate îmi dai cu picioarele. Asta, ia, hai să te vezi. Nu zici? Băi, vezi tu când te însori, când ai de gând.
tensurat. Păi da. Măi, ce de asta îmi dau cu toporul în picior. Dima, ce dă mama cu piciorul asta? Nu, că mama mea nu dă cu picior. A dat cu pălmița când a fost mic. A dat, că s-a văzut. Și la mine, și la mine a mai dat, da. Dar a fost sănătoasă, să știi. Dar știi ce era cel mai rău la mine? Pentru că îți dai seama că cel mai mare le încasează. Deci, la pentru noi, orice făceau frații mei, eu eram vinovată. La noi nu în casa Mariana, tot eu în casa. A, uite, vezi? Păi, dar oricum tu erai vinovată, mire. Da, eu eram vinovată. Erau mereu mai mici. Nu? Și ce da, s-a întâmplat? Da, la fel. S-a întâmplat, dar o bătaie ca hoții de cai. Asta fix s-a întâmplat. Îndensurat mă întrebea cu pe bune, fii atent, ia stai. Păi nu tăia nimeni. Hai, fii atent, nici nu găsești. Eu cu însuratul, tăia lemnul. Nici nu găsești. Îndensurat? Păi, da. Robert, fia... Ție ți-e bine însurat, că ai o țărică de când ai făcut noi. Da, să știi că e bine. Da? Da. Cum mă însur așa, dacă pentru 2-3 zile, știi? Pentru nu merge așa. Altceva, 2-3 zile, mai un club, mai... Păi aia, nu merge mai bine așa. Eu nu mai pun nimic pe platoul meu, că mâncați-l pe al loc. Vezi că te-ai cam pe sărăcie. N-are vezi că l-ai pe sărăcie, nu, iubita nu, mea. Nu, dragile mele, nu este pe sărăcie. Este pe fason. Au făcut mișto de mine, de platoul meu, de mezamplastul meu. Eu am fost atât de implicată, să arate într-un fel, așa, să fie apetisant, știi? Un produs, când te uiți la el, trebuie să fie și apetisant. Băi, eu sunt băiat de casă, pe bune, fac bani, sunt și frumos, sunt cu minte, dar acum, ce vrei eu acum? Pe ia bune, sparge lemnul să văd cum... Te puteți să mă însori, pe bune, aici, la curtea de argint. Îți găsești ceva aici pe zonă, dar aici, dacă nu spargi lemnul, nu te ia nimeni. Hai mă, că nu pot, jur. Nu pot, uite. O să merg să aduc și pâinea, da. Ca să te și o să merg să iau da. Și fețele de masă. Pe mine m-a învățat baba mea așa, bunica mea, așa. Să fie gospodină. Așa. Să știe să facă turtă, Maria știe, bravo, vezi, uite. Păi sunt bune și astea gospodine. Să facă turtă, să facă mămăligă, să fie și frumoasă, să nu mă întrebe unde plec și de unde vin. Aia e cel mai important. Păi, nu-i bine așa? Sunt bune gospodine, dar trebuie și mai un club, mai... Sunt bunele de casă, să le găsești de casă. Dar tu de cât te-ai însurat, chiar așa cu minte ești, nu mai... Nu știu, ha? Sunt cu minte. Cu mai minte? Ies, că ies, ca toți băieții până oraș. Nimic. Dar nu am probleme. Nu. Ai luat gorjanca, te doare la basket. Băi, băi, cum... băi, ce vorbiți voi acolo? De lemne. Uite-te, am lemne de grătar. De lemne, pe bune, da. Nu de mândruțe? Nu, de lemne, no? de lemne. Nu poți să tai lemne, mă, cu mai, Mariane, tu vrei să iei mândruță așa cu minte, de casă? Păi tu crezi că mai sunt vremurile alea care erau bun. Odată? Ne-ai fost. Asta deci după ce că m-au pus să tai lemne, m-au luat și la rost cu însurătoarea. Când te însori, când te însori și babele la țară, la mine toate. Când mă duc la vreo nuntă, babele. Și tu când urmezi? Păi eu le întreb pe ele la mormântări mă ta când urmezi, rândul mă ta când este. Am înțeles, păi v-ați prins aici la discuție, nu? V-ați spus acum pe mine. Hopa, hopa! Liniște! Că a venit șefa mare. Așa, a venit nașa. Fiți atent că vreau să mă însoare. Ce-ai mă, cine? Pe bune, vor să mă însoare, Robert. Deci a auzi, eu i-am zis lui Mariana. Vorbeam și noi, uite, de la o discuție între noi, așa, unde s-a ajuns. Dar el crede că mai găsește femei. Știi cum era odată să gătească, să stea la cratiță. Dar să vă explic, dumneavoastră mâncați la restaurant. Da. Vă plimbați, vă îmbrăcați. Auzi cum vorbește cu tine, cu dumneavoastră. Da. Uite-te și tu. Așa vorbește cu mine. Da. Întotdeauna, de când ne știm. O, brat frumos, hai că vine și o, brat frumos, cu cetina tot bebe. Băi, ce faceți, mă, unde umblați, mă, așa? Ajută-ne și mai bine. Să spune și eu, omule, ăștia, dacă e bine însurat, neînsurat. Băi, v-am căutat pe la camere. Ce, mă, vrei să te însori? Nu! Asta e problema! Până vă reglați voi conturile și vă stabiliți până la final, despre ce este vorba, eu merg pentru că încă n-am terminat mâncarea. Eu lemne, nu tai, îmi pare rău. Hai, și eu zic să, băi, eu zic să mai copilărești, lasă însurat, o să fiu viață. Da, să te bravo. Să cineva să taie lemne, de ce nu tai? Eu te ia. Eu nu mai tai lemne, uite și aiba. Nu știu cine să taie cineva. Doamna Roberta, hai că eu vin să vă dau și ele. Nu, fii atent, Cozma, tai lemne. Ia să te vedem. Da, și tai eu, rămân eu acum? Da, și tu te duci. Eu ce să mai demonstrez, bă, că eu sunt însurat? Păi tu trebuie să demonstrezi. Nu, că... Venim înapoi. Tai tu două lemne și venim și noi înapoi. Băi, ce fel sunteți, băi, bărbați însurați, băi. Păi și știu eu să tai lemne. Tot ca mine! Ia, tata. După atâta muncă și această încărcătură emoțională după ce am fost la mănăstire, a venit timpul să mergem la party. Ne petrecem. Sunt foarte fericită pentru că suntem o echipă minunată, o echipă de colegi buni, suntem și prieteni și abia aștept să mâncăm, să cântăm și împreună, pentru că îmi doresc foarte tare să cântăm cu toții. Trebuie să vă înveselim pe toți cei care ne priviți și cei care petreceți alături.